Da, de joi sosesc aici în Antalya jucătorii echipei noastre. Sperăm să nu avem peripeții. Sperăm să ajungă sănătoși și să vină la timp în Antalya. Urmează o perioadă cu 5 jocuri de pregătire, practic o zi jucăm, o zi pauză, jocuri de verificare, încercăm să creionăm staff-ul tehnic, încet, încet ne apropiem de startul returului și probabil se va creuna și un primul 11, probabil o să joace unii jucători peste 60-70 de minute. Sperăm să nu mai avem accidentări, pentru că, din păcate, iată, am pierdut foarte mulți jucători, pe lângă Pleașcă Marian, pe lângă Băcilă, Cosmin, uite, a căzut și Adrian Rusu. Și sperăm în continuare să nu avem asemenea surprize neplăcute. Care e situația lui Băcilă? Băcilă sosește și el în stadiul acesta de pregătire, se alătură colegilor. Vine și el, probabil va avea un program, și simt sigur de acest lucru, un program special, un program primit de la medicii de la Roma și împreună cu preparatorul fizic, domnul Gheorghe Avram, o să facă probabil un program special de pregătire. Încet, încet și Cosmin sper ca maxim două luni de zile să-l putem avea și pe el. Vor mai fi noutăți? În partea a doua, jucătorii în probe? Sigură la echipa noastră, l-așteptăm să se alăture lotului nostru, să vină cu băieții în data de 2 și Bogdan Ungurușan, un transfer de la Universitatea Cluj, un jucător experimentat, un jucător care are multă prezență pe prima scenă, un jucător care sper să ne ajute în realizarea obiectivului nostru. E transferat? Mai sunt, l-așteptăm pe Bogdan, doar cluburile, noi ne-am înțeles cu Universitatea Cluj, mai rămâne doar să semneze el documentele, l-aștept aici, am vorbit cu el, l-aștept în Antalya. Ai jucători în probe? O să mai sosească 2-3 jucători în probe, sper să găsim, mai avem ceva discuții cu ceva jucători din țară. Sperăm ca până la mijlocul acestei perioade, până cel târziu în data de 10 februarie, să avem definitivat lotul cu care o să abordăm acest retur de campionat.